În primul rând, vă dau o binecuvântare. Rugăciunea o faceți în taină. Unul este Dumnezeu, cu al său har, cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și în pururea, în vecii vecilor. Amin. Sunt bucuros să vă întâlnesc și Dumnezeu lucrează. Distanță nu mai este. Sunt viață unii de alții. Într-adevăr, iată, noi punem în actualitate reperile istoriei. E este acum profesorul Vergate, pe care îl cunosc, îl apreciez, totdeauna mi-a făcut plăcere, dar este pentru români un reper de excepție. Dar au spus, pe aici nu se trece. Au pus piepturile inima smerită pentru a lupta, pentru neam, pentru țară, pentru credință. Suntem în ziua Sfinților Martiri Mâncoveni. Ei au fost scutul cel mai puternic al credinței noastre. Sfinții Martiri Mâncoveni ne-au dat cea mai mare pildă de credință. Să nu uităm că ei, cu cea mai mare tărzenie, nu au avut doar o mucenicie. De o zi a lor a durat câteva luni, înainte de Paști, până la adormirea Maicii Domnului, când au fost executați. Multe li s-au promis de cele trecătoare. N-au putut să le pună un balanț de cele trecătoare cu cele veșnice. Credința trebuie să ne rămână reperul cel mai puternic. La Dumnezeu, de Maica Domnului, pe Sfinții. În credință, dacă ne situăm, ne avem pe noi înșine lângă Dumnezeu. De aceea nu trebuie să facem vreo împuținare în credință sau vreun compromis. Se propun în aceste zile de confuzie, de inducere a fricii. În afară de frica de Dumnezeu, nu este binecuvântată. Frica de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, dragostea de credință, de biserică, de neam, de țară, de semenii noștri. Iată, cei care au luptat la Mărășești au avut mai ales dragoste de semenii lor. Au vrut să pună un scut de apărare. I-a rămas Mărășești simbolul. A gânduit Dumnezeu să existe acolo mausoleu. Eu trec des de acolo. Și nu numai că mă închin, dar îmi vin în minte toate momentele pe care le-au trăit aceia care au fost scut de a nu se trece de acolo. Noi trebuie să fim fiecare scut credinței noastre, dragostei noastre de Dumnezeu, de biserică, de semn. Dacă nu cultivăm aceste repere sfinte, ne pierdem pe noi înșine, ne pierdem identitatea, ne pierdem măsura pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu să avem noi înșine personalitate. Personalitatea cea mai adevărată în istoria omenimii
Pentru Sfinților. Numai Sfinții sunt biruitori. De aceea trebuie să căutăm Sfințenia și să urmăm, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Fără Sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul. Noi trebuie să ne pregătim să avem Sfințenie și mereu vă spun cum trebuie să petrecem în această stare de permanentă trezire. Din pașii vieții noastre, din preocupările noastre. Cum spunea acel proverb frumos, că tot lucrul tău tu să-l faci Dumnezeu. Este mare de adevăr în aceste simple cuvinte. Să facem cu Dumnezeu, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, mai nuanțat, toate pe care le facem în viața aceasta, să le facem ca pentru Dumnezeu. Dacă facem binele, să facem ca pentru Dumnezeu. Ce facem ca pentru Dumnezeu trebuie să fie mai bine. Nu ne putem rătăci să facem un rău, să spunem că lucrăm ca pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu se potrivește numai binele să-L facem. Și în felul acesta ne statornicim în bine ca să ne fie Dumnezeu aproape, să rămână în mintea, în inima noastră, în ființa noastră și în pașii vieții noastre. Așa au fost eroi de la Mărășești. Așa au fost înaintașii noștri în istoria pe care au scris-o potrita jertfă în multe momente din istorie. Deci, iată, această curte brâncovenească este un reper atât de plin de semnificație și era o necesitate să avem această curte brâncovenească. De aceea îi mulțumesc Domnul Marcel Boroș, îi mulțumesc pentru invitații pe care îi aduce mereu și mă simt acolo în siguranță că sunt oameni cu credință vie, cu sentimente puternice de neam, de țară, de credință, de limbă, de adevăr, de frumos, de dragoste. Să rămânem în aceste repere. Și istoria ne confirmă că cine e statornic în aceste repere cu lege roade. Și pentru că suntem creștini, suntem în ziua Sfinților Brâncoveni, noi vedem roadele plăcând în viața aceasta. Roadele le vom culege în viața viitoare, cum le-au cules Sfinții Martiri Brâncoveni. Impresionantă este jertfa lor. Să nu uităm că adevărate țipiețe ai noștri, cei mai buni sunt Sfinți. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ei vor să fie și prietenii noștri, ne preocupă. În prietenia fraților noștri mai mari, care sunt din viitorie. Dumnezeu ne cheamă la această prietenie. Vă doresc tuturor că urmăriți pe profesorul Vergate, pe cei care vor mai vorbi și voi prelua și eu și voi parcurge toată această manifestare. Vă binecuvintez și vă doresc tuturor sănătate, bucurie, înțelepciune, credința să se înmulțească și să rămână statornică și viața noastră să înflorească având pe Hristos în minte, în inimă, în pașii vieții noastre. Doamne ajută tuturor, mulțumesc de dragoste că ne-am văzut cu sufletele foarte aproape, cu ochii mai înceați. Dar dacă ne-am văzut cu credința și cu sufletele noastre, ne-am văzut de plin. Succes celor ce vor vorbi,
celor ce vor asculta, rămânem în această comunie de bucurie, de credință, de dragoste, de sfințenie. S-ar cuveni să mulțumim în aplansiție sare, dar nu ne aude, deci adresăm mulțumirile fără să fim auziți. Stați că ne sună numai o secundă. Da? Nu, mulțumim frumos. Mulțumim mult și mulțumim în aplansiție. Le salutăm dreapta și mulțumim frumos. Alo? Da, s-a auzit foarte bine, s-a și văzut, am pus laptopul un pic sus așa și s-a văzut bine toată sala. Mulțumim frumos, binecuvântat, să rămână. Îmi cer scuze pentru întârziere. Mulțumesc în mod deosebit domnului profesor Radu Ștefan Vergate și domnului Victor Sorin Chirimbu și distinsei doamne Despina Chirimbu pentru efortul care l-au făcut să fie alături de noi la această manifestare. Cinstim astăzi Sfinții Martiri Brâncoveni și școala noastră, după cum știți, se numește Școala Sfinții Martiri Brâncoveni, deci această întâlnire se înscrie în rândul manifestărilor dedicate aceste sărbători a școlii noastre. Avem în mijlocul nostru pe directorul școlii Sfinții Martiri Brâncoveni, părintele Cezar Axinte. Vreau să fac rugăciunea, să scape. Fac rugăciunea, nu mă lăud, dacă vă face. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, Iubiește, cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnule profesor, aveți ce întrebări? Alo! Înainte de a da cuvântul domnului profesor Vergati, o să prezentăm expoziția omagiului Ion. Tema conferinței, practic, este Minunea de la Mărășești. Dorim să aducem un elogiu Sfințeniei și, dacă vorbim pe orizontală, un elogiu bărbăției. De aceasta ne-am gândit la această minune de la Mărășești, când Dumnezeu a admirat vitejia soldatului român și a trimis unul din Sfinții Săi să decidă soarta bătăliei. Expoziția omagiului Ion nu e o expoziție care aduce un omagiu unui om, Ion Boroș, bunicul meu, ci e o expoziție care aduce un omagiu tuturor ionilor care au luptat pentru neamul acesta românesc. Cred că cel mai bine ar fi să-l invit pe domnul Sorin și doamna Despina să ne prezinte expoziția. Eu o să vă mai spun doar câteva cuvinte. Tata moșului Ion Boroș a luptat la Mărășești, a avut practic 7 ani, a fost sub arme, începând cu campania din sudul Dunării, 1913-1914 și până la cucerirea Budapestei. A fost decorat de 7 ori, cea mai mare distinție fiind virtutea militară obținută la Mărășești. A fost un moment inedit în care regele Ferdinand și regina Maria i-a decorat pe eroi de la Mărășești, atunci când a ajuns în fața bunicului, regele a scăpat decorația, cei doi, regele și bunicul, au rămas drepți unul în fața celuilalt
Și Regina Maria, cu prezență de spirit, se apleacă, ia decorația și în timp ce o prinde în piept, se adresează regelui: Maestate, soldatul român nu se apleacă niciodată. Întorți din război, tata Moșu se căsătorește cu bunica Floare, are 7 copii. Primul copil îl botează Nicolae, iar în virtutea faptului că era decorat cu virtutea militară, merge de 2 ori la rege și obține fonduri cu care clădește la regiu, la poalele vârfului Răiuț, biserica cu hramul Sfântul Nicolae, pe care o vedeți în tablou acolo. Da, domnul Sorin sau doamna Despina, cine prezintă expoziția? În primul rând, pe domnul să poftiți, vă rog. Da, vă rog. Se pare că îl cunoașteți cel mai bine pe domnul Sorin, deci sunteți îndreptățită să ne prezentați. Vreau să-i mulțumesc fratelui Marcel pentru emoționanta zi pe care mi-a oferit-o într-un context economic, social și politic de amare experiență, nu numai pentru poporul român, pentru omenire în general și pentru umanitate în special. Este o zi sfântă din mai multe motive. Este o zi a amintirii a ceea ce a fost extraordinar de impresionant în istoria acestui popor. Este un punct în care poporul român a dat într-un singur om o sinteză de înțelepciune, de talent politic, dar mai ales de răsfrângere a unei matrici naționale perfecte, așa cum în Europa s-a mai întâmplat o singură dată, în secolul XVI, în Portugalia, regele Manuel a făcut o experiență exact ca regele nostru Brâncoveanu. A adunat tot ce a fost unic, original și caracteristic poporului lusitan și a dat o splendidă sinteză care a rămas peste secole. Noi avem multe puncte comune, în primul rând de limbă, nu numai latinitatea, modul de evoluție al limbii, niște particularități fonetice care nu apar decât în română și în portugheză, probleme de gramatică care sunt similare între cele două extreme ale Europei. La fel a făcut și marele nostru domn, dar în plus, el a făcut ceva ce n-a făcut niciun rege în Europa, în istoria acestui continent. Nu numai că și-a oferit viața sa, smerenia sa, dragostea sa, respectul său Domnului adevărului, dar a oferit și viața copiilor lui pentru asta, lucru care nu cred că mulți regi au putut să facă în Europa. Știm sigur că n-au făcut-o. Ziua asta ne aduce aminte nu numai de jertfa domnului Brâncoveanu, care este uriașă prin aportul sacrificiului copiilor lui. Jertfa lui incumbă și extraordinara contribuție la configurația identitară spirituală a poporului nostru. Noi suntem acolo pentru ceea ce a conceput sintetic, extraordinar inteligent și subtil, domnul Brâncoveanu. Noi avem o cultură bazată pe valori, pentru că să nu uităm, într-adevăr, Mircea Vulcănescu spune că noi suntem o sinteză a Estului cu Vestului.
Noi suntem noi aici, în referitul Europei, cu o cultură holistică, probabil înclinată sau bazată pe rural, atemporală, pentru că noi n-am încercat niciodată să sfidăm timpul, relația românului a fost cu spațiul lui identitar, nu cu timpul. Noi suntem în suflet, acum, cei de aici, din sala asta, așa cum erau țăranii din vremea domnului Brâncoveanu. Simțim la fel, avem aceeași identitate, vorbim aceeași limbă și vorbim aceeași limbă pentru că ne rugăm în românești. Știți? Noi, omul, limba lui maternă este limba în care se roagă. Dacă îi smulgi din suflet rugăciunea, omul nu mai e om. El nu mai are reperul esențial al spiritualității, al sufletului lui. Ori aici ne regăsim în perimetrul cultural pe care l-a inițiat și l-a dus la perfecțiune domnul Brâncoveanu. Aș fi vrut să spun mai multe și mă gândeam în dialogul dintre Mircea Vulcănescu, un alt erou al poporului român, și noi, da? Noi ne găsim tot acolo. Întrebarea este, peste 50 de ani, românii vor mai fi tot acolo? Eu am fost profesoară mulți ani și m-am bucurat extraordinar că trăiesc între tine pentru că mi-a rămas și sufletul tânăr. Dar vreau să vă spun că așa cum sunt mutilate sufletele tinerilor astăzi, e foarte puțin probabil ca peste 50 de ani să ne reîntâlnim și să vorbim despre aceleași valori care pe noi astăzi ne zguduie, pe care tinerii e foarte puțin probabil că le vor mai avea. Și dacă le vor cunoaște, dacă le vor și respecta, pentru că e, poate că unii dintre ei care aud în casă, mai au cultură, așa cum s-a întâmplat și cu generația mea, auzeau în casă de o altă istorie, auzeau în casă vorbindu-se de adevărul, nu de partea comuniștilor, ci de partea cealaltă. Nu toți copiii aveau șansa asta. Așa se întâmplă și acum. Foarte puțin dintre copii, primesc de la părinții lor o fărâmă de adevăr. Despre adevărul cel valabil, universal pentru noi. Valorile noastre. Valori care însumate în cultura noastră reprezintă virtuții. N-am să mai vorbesc mai mult, pentru că ce a spus părintele este suma a tot ce se putea spune și nu pot eu să ajung la înțelepciunea dânsului. Dar vreau să vă spun că din acest popor s-au născut niște oameni, ca fratele nostru într-o credință, Marcel, a cărui merit eu îl consider, dincolo de toată organizarea, de toată frumusețea momentului pe care mi l-a oferit, eu consider că a făcut un lucru excepțional. Faptul că a inițiat o școală. O școală în care copiii să învețe ceea ce e lor trebuincios pentru sufletul lor. E foarte bine să ne ocupăm de tablete, de profesori, de limbi străine. Eu însă sunt profesoară de limbi străine, dar nu este esențial. Nu asta au nevoie copiii. Copiii au nevoie să știe cine sunt, mai ales acum, când li se induce cu o obstinație îngrozitoare. Că nu trebuie să știe cine. Că de fapt nu mai sunt. Nu mai au o identitate, nu? Un copil de 4 ani, care încă nu știe să numere bine până la 10,
să hotărască dacă e fetiță sau băiat, deja a devenit un loc comun, te întâlnești cu toată lumea și vorbește de aceste lucruri care sunt aparent nebunești sau idiote. Ei nu, treaba e cu mult mai gravă. Sunt distrugătoare de suflete și sunt distrugătoare de suflete ale viitorului. Noi nu vom avea viitor dacă copiii cresc pe direcția asta. Noi peste 50 de ani nu vom mai fi români. Noi nu vom ști dacă suntem bărbați cu treburi de bărbați sau femei cu treburi de femei. Lucrul e foarte grav. Nu acum. Nu e de râs. Nu e de stat degeaba în casă. Vreau să vă spun că sâmbătă a fost un test îngrozitor pentru poporul bucureștean. Poporul bucureștean s-a uitat la televizor cu foarte mare atenție la meeting-ul LGBT-ului. Iar tinerii după aia s-au dus să vorbească cu tinerii gay despre experiențele lor. Foarte amuzați, foarte plăcut, impresionați și incitați de curiozitate. Nimeni nu s-a dus la meeting-ul celor care se opuneau acestor lucruri care par triviale acum. Ele sunt îngrozitor de grave. Da? Nimeni nu s-a dus acolo. Nimeni nu s-a dus la meeting-ul în care să se ceară ca noi cei nevaccinați să putem urca în tramvai. Pentru că vedeți că sunt apeluri permanente la nivelul vicepremierilor în care se spune cei care nu vor să se vaccineze n-au voie să mai meargă cu mijloacele de transport. Ce să mai vorbim de intratul, Doamne ferește, într-un spital cu un accident și așa mai departe. Deci eu nu pot să hotărăsc ce tratamente îmi fac pentru că sunt deja hotărâte. Deci identitatea mea omenească și cu drepturi și cu libertăți este ciuntită. La lucrurile astea trebuie să ne gândim. Și important că suntem aici o mână de oameni care înțelegem lucrurile astea. Pentru că cei mai mulți resping, este întristător faptul că intelectuali care aveau ocazia până acum să fi citit și despre planul Calergii și despre protocoalele Toronto și despre protocoalele Sionului și despre nenumărate cărți care au circulat la liber, în librării, da? Puteam să știm că lucrurile astea sunt pregătite foarte minuțios și cu o masă umană pusă să lupte pentru modificare, pentru resetare, uriașă. Și am să vorbesc acum despre soțul meu, gândindu-mă acum câteva seri, ce am să spun în fața dumneavoastră, pentru că sunt pensionară și n-am mai vorbit în public de mult, m-am gândit să vă spun foarte puține despre el. Pentru că el nu vorbește. El e pictor, el se exprimă prin imagini. S-a născut de solstițiu anului 1947, o zi îngrozitor de fierbinte, într-un an care a fost o secetă extraordinară și într-un an în care populația României a suferit o resetare exact cum suferim noi azi. Vara din 47 este similară verii anului ăsta. O resetare pentru că atunci toate valorile și virtuțile poporului român, care erau absolut toate subsumate religiei, bisericii, au fost demolate. Nu credeam, intelectualitatea nu credeam, a fost demolată, dispărută. Tot ce a fost de valoare a poporului ăsta și suntem un popor mic și urgisit, dar am dat niște noroc.
Eu am avut ocazia să-i prezint expoziția soțului meu. Prima noastră ieșire pe vest a fost în august 90 în Elveția. Și au venit o mulțime de ziariști. Și eu, o ziaristă de la Neuchâtel, m-a întrebat, dar de fapt cine sunteți voi, în afară de mine, altceva ce sunteți, și Ceaușescu și Securitate? Și am spus, umblați cu avionul, vă plimbați și vă mai central, dar da. Ei, avionul ăsta este făcut de un român. Suferiți de diabet unii dintre voi? Da. Ei, problemele de diabet le-a lămurit un român. Scrieți cu stilul. Este datorat faptului că un român a avut mintea atât de deșteaptă ca produs această sculă care face comunicarea posibilă la mare distanță, nu? Ei bine, nu se știu lucrurile. Nu se știu decât lucrurile urâte, pentru că, din păcate, noi am lăsat, fără să ne îngrijim, pe cei care ne-au denigrat și chiar ne-am bucurat, am savurat. Nu? Uite, la noi e rău, uite, la noi nu merg tramvaile, uite, la noi se întâmplă cu Dan. Și vedem acum că foarte mulți dintre cei din vest își doresc să fie români. Pentru că totuși în România a fost mai puțin rău pe această așa zisă pandemie decât în Spania, care ne-a prins pe noi acolo pandemia, sau în Italia, sau în alte țări. Deci lucrurile sunt extrem de alunecoase dacă nu avem suficiente grijă să le controlăm noi. Să nu le controleze alții pentru noi, pentru că nu ne vor face niciodată servicii. Trebuie să înțelegem lucrurile. Și vorbind de soțul meu, vreau să vă spun că viața lui a început cu un eșec. El s-a pregătit pentru arhitectură și n-a reușit să intre și iată s-a făcut inginer și pentru că era inginer, voia totuși să țină o legătură cu talentul lui cu pictura. Și aici lucrurile au fost mai grele o bună parte din timp. Dar în 1968 a participat cu un tablou dintr-o casă țărănească, românească, la o expoziție prestigioasă din Geneva, din Elveția. Și a luat medalia de bronz. Bineînțeles, până a ajuns medalia aici, medalia a fost oprită pe undeva, așa ca o glumă, a primit și el o pijama drept recompensă pentru medalia pe care o primise acolo pentru meritele lui. Și poate asta a fost o deschidere sau o verificare a lui că poate și că poate să exprime ceva despre România, pentru că tabloul ăla era dintr-o casă țărănească cu imaginea unei camere dintr-o casă țărănească. Și propriu a fost atât de frumos și de inedit în peisajul ăsta al expoziției, că i-au acordat medalia. A urmat ani în care el a pictat pentru prieteni, mă rog, pentru plăcerea lui ca un hobby, iar în 1990 am organizat prima expoziție noi doi cu $200 pe care i-am obținut vânzând ceasul bunicului lui, am plecat în Elveția. 53 de tablouri, icoane, tablouri de tot felul, naturi moarte, portrete, flori, peisaj. A fost ceva extraordinar. Și prefectura cantonului Berna a văzut o față a românismului. Și au rămas foarte plăcut impresionați și au văzut că România se pictează, că noi nu suntem niște babuini, au stat de vorbă cu noi, am vorbit de filozofie, am vorbit de artă, de literatură, în sfârșit, și dintr-o dată nu ne-au mai asimilat cu cei 800 de mineri care bântuiseră. Ei erau foarte impresionați de ce văzuseră imagini din vizita prietenoasă a minerilor în București.
Și așa, ușor, ușor, am încercat să facem un soi de lobby pentru România. Am făcut niște, ne-am vândut toate tablourile, bijuterie, toate valorile pe care le-am avut și am început călătorii de documentare. Și Sorin a mers să vadă toate muzeele remarcabile din Florența, din Italia în general, dar mai ales din Spania și Portugalia, care ne-au impresionat pe noi mai mult decât Italia. Așa că vă spun de ce. Odată, limba spaniolă este mult mai aproape, gramatica spaniolă este structurată absolut la fel cu gramatica română. Cine știe să conjuge un verb în românește, va fi foarte ușor să învețe conjugarea în spaniolă. Pe urmă, să nu uităm că noi ne tragem totuși dintr-un domnitor care era spaniol. Traian era născut la 12 km departe de Sevilla. Și el a venit cu o bună parte dintre soldați din Spania. Nu? Portugalia, la fel. Portugalia aduce o fascinație fenomenală. Și o să spuneți, bun, dar ce contează în seara noastră de românism, Spania și Portugalia? Și eu vă spun că prin pictura lui Sorin contează. El a pictat foarte mult din Spania și Portugalia. Și nu numai peisaje, adică peisajele lor sunt superbe, dar sunt văzute, trăite și simțite printr-un suflet de român. Sunt diferite de tablourile lor. Deci, românismul rămâne, indiferent forma prin care se exprimă, și probabil plastica este cea mai bună formă de expresie. A fost membru al Asociației de Design și a realizat grafică ani de zile. A fost membru al Cenaclului Literar al Academiei. Și acolo a ilustrat liric, plastic, o mulțime din bucățile lirice care se citeau la Academie. Erau cenacluri lunare în care el tot timpul expunea și trebuia să lucreze. Are tablouri în hoteluri, în Spania, în Elveția, în Portugalia, în Italia, în Bulgaria. Foarte multe, nu le mai știem, dar eu de când îl cunosc, de 47 de ani, și îl cunosc bine, stând alături de el, nu l-am văzut niciodată să realizeze din ianuarie, de când am cunoscut noi pe fratele Marcel, tot ce vedeți aici, tot ce este rămas cu catifea roșie, ce a lucrat special de dragul acestui frate întru credința. Vreau să vă spun că portretele bunicilor lui Marcel au fost făcute într-o stare de emoție, cum eu nu l-am văzut pe Sorin niciodată în cei 47 de ani. Și am mai făcut portrete, dar niciodată de maniera, în momentul în care a pus mâna pe medalia pe care a ridicat-o Regina Maria, plângea. Adică sunt niște trăiri, lucrurile astea nu ni le poate lua nimeni. Nu are sens să spun mai mult eu. O să vedeți tablourile, o să vedeți scene care sunt tipic românești, când o să doriți și dacă fratele Marcel ne permite, o să facem o mică expoziție, poate și cu imagini din Portugalia, Spania și așa mai departe. Dar noi suntem și vom rămâne români. Întrebarea e, putem să facem din copiii noștri români, adevărați, care să nu-și uite identitatea și mai ales să nu-și uite religia. Religia este în momentul de față la intersecția unor forțe de distrugere, cum probabil că n-a fost niciodată.
Și unii dintre noi știm treaba asta, pentru că scoțându-i omului religia din suflet, el își pierde umanitatea. Nu, animalele nu se roagă. Omul simte nevoia să se roage. Și nu unui idol, să se roage unui Dumnezeu adevărat. Vom putea da mai departe această credință noastră? Asta este foarte important. Vă rog să-mi scuzați emoția. Ideea că este atâta lume aici care a avut bunăvoința să mă asculte este cel mai frumos cadou pe care l-am primit eu de când nu mai sunt profesoară la facultate. Vă mulțumesc! Stimați participanți, vă mulțumesc din toată inima pentru această seară. Nu sunt la prima expoziție, sunt la a n-a expoziție. Da. Ce a uitat criticul meu de artă să spună? Eu am făcut în paralel cu Politehnica, am făcut 4 ani de studiu de pictură intensă cu marele pictor Marius Bunescu, iubitor al Constanței. Apoi am făcut pictură ca inginer, după ce am terminat facultatea, cu Corneliu Baba. Chiar vorbeam cu domnul profesor, care l-a cunoscut. Era oltean din Craiova. Nu, din Caracal. Din Caracal. Atunci și eu sunt din Caracal, ca din să Caracal știți. Era. Eu n-am vrut să spun. Marius Bunescu, deci marele director al muzeului Simu din București, care nu mai există, și al muzeului Repere, cum se numea, că l-am apucat eu din 64, era din Caracal, într-adevăr, dar și-a iubit foarte mult concetățenii orașului. Am fost propus de fostul director pentru a intra în custodia lui. Faptul că el m-a trecut prin toate etapele picturii, inclusiv pictura murală, pictura religioasă, da? Ce să mai vă spun? Acum să revin, că să nu mă lungesc prea mult, că nu e bine să vorbesc prea mult, că iar nu-mi place, despre actuala expoziție. Actuala expoziție este o expoziție deosebită pentru mine, este o expoziție nu care trebuie luată, ca orice expoziție expui și pleci cu tablourile, este o expoziție donație. Este o expoziție donație pentru acest lăcaș sfânt pe care eu îl consider. Referitor la ce m-a inspirat foarte mult, astăzi fiind și ziua martirilor brâncoveni, eu am mers foarte mult la biserica lor al brâncovenilor, în localitatea Brâncoveni din județul Romanați. Chiar vedeți acolo tablou, acolo este biserica înființată de mama lui Brâncoveanu, apoi de întreaga lor familie mergeau și se închinau. Astăzi este o mănăstire a maicilor care, cum să vă spun, se implică foarte mult în cultul brâncovenilor. Revenim la martiriul sfinților brâncoveni. Vreau să vă spun că următorii oameni care au fost sfinți după mine au fost luptătorii din primul război mondial și, bineînțeles, din al doilea. Am fost impresionat să pot lucra aceste două figuri, embleme ale poporului și eu îi consider chiar sfinți. E vorba de bunicul patronului curții brâncovenești, Ioan, și soția dânsului, Floarea. Ce m-a impresionat la dânsii, fiindcă eu când execut un portret, eu până nu intru în legătură cu omul, nu mă las, chiar dacă nu mai există. Eu am marea tărie de a vorbi cu cei care nu mai există și chiar îmi spun efectiv când pun pensula în mână, cum să merg, cum să le fac figura și așa mai departe. Deci este un lucru deosebit. Deosebit a fost un lucru că eu am pus mâna pe decorația
dată de regină, care o vedeți la mijloc, așa, virtutea militară, baretele sunt făcute de mine, fiindcă erau pierdute baretele, apoi ce vreau să vă spun, figura dânsului este o figură de un om târz, este un om care a știut ce vrea, este un luptător, este un iubitor al familiei, este un trăitor al acestor, al acelor vremuri, și faptul că dânsul a avut puterea prin, prin vașnica dânsului curaj, prin vașnicul lui curaj, să meargă la regele Ferdinand, să preia o donație de bani pentru înființarea bisericii, așa, este, a fost un lucru deosebit. Biserica o vedem în centru, iar apoi putem vedea în dreapta soția dânsului, care tot așa a fost ultimul tablou, făcute după acele mici tablouașe ale vremii respective, așa cum erau la vremurile acelea. Iar dânsa, ce m-a impresionat, este chipul femeii române adevărate, care știe să-și crească copiii în spiritul, în spiritul de eroism pentru acest popor, în spiritul religios, în spiritul credinței, pentru a fi mai departe copii devotați pentru această țară. Avem în fața noastră pe patronul curții brâncovenești, care este un exemplu urmaș al acestor oameni. Vă mulțumesc și nu vreau să vă rețin, o să vorbească pe mai departe foarte mult domnul profesor. Eu vă mulțumesc! Sigur că trebuie să încep cuvântul meu spunând că am de la început un dușman care mă privește cu multă atenție. Este o femeie bătrână, ridată, cu părul vâlvoi. Este imaginea timpului, care este neiertătoare. Sigur că aici, fiind ultimul, trebuie să încep prin a mulțumi înalt preasfinției sale Teodosie pentru cuvintele bune adresate pentru mine, celor doi soți slujitori ai artelor și mai ales domnului Marcel Poroș, care a organizat acest lăcaș și în cadrul lui, din când în când, are conferințe strălucite de semnare evenimente sau personalități ale timpului, cum este în momentul de față imaginea bunicului domniei sale, Ion Boroș, un om decorat cu 7 medalii, virtutea militară, în timpul războaielor, a cel puțin 3 războaie desfășurate între 1913-1919. Din întâmplare, datorită familiei mele, cunosc ce s-a întâmplat cu Ion Boroș în 1919 la Budapesta. Generalul Marcel Olteanu, unchiul meu, și ziaristul Radu Cosmin, un pseudonim sub care se ascundea profesorul Nicolae Tănăsescu, au arătat că la 4 august 1919, în Budapesta, pe portdrapelul Parlamentului din oraș, s-au cățărat 2 olteni craioveni,
care aveau hainele cam șerpelite, nu e adevărat. Aici i s-a spus un Marcel, de alt general, am auzit în familie, în copilăria mea, și n-ai spus adevărul Marcel. Erau îmbrăcați în uniforme dați de armata canadiană. Olarea erau niște uniforme remarcabile, de un albastru foarte frumos. Cei doi soldați olteni, ajutați de un al treilea, de Ionuț Boros, au înlocuit drapelul Republicii Sfaturilor, condusă de evreul Belacun, Belacon se numea de fapt, cu o pincă românească. Au pus o pinca să fluture în vârful de portdrapelului. Prezan, care era la Oradea și era comandantul suprem al trupelor, l-a întrebat pe Marcel Olteanu dacă e adevărat. Marcel i-a spus, da, eu am ordonat asta. Și a fost un act eroic, istorisit din cartea de memorii Husarul Negru al lui Marcel Olteanu și în cartea lui Radu Cosmin, Campania de la Budapest. O culegere de articole. Nu putea să scrie o carte fluviu. A făcut și el ce a făcut. Dar ei s-au referit și la cel mai însemnat și vechi sfânt din istoria românilor, la Sfântul Nicolae. Trebuie să știți că atunci când apare o nouă religie, apar și noi sfinți, apar și noi personalități. Și a doua mare personalitate între sfinții care au apărut a fost acest Sfânt Nicolae, care a trăit, după informațiile avute, între 270 post-Cristum și 343 post-Cristum, undeva în zona Levantului, adică în orașul Mira din Licia. Este o situație cu totul deosebită, căci se trăgea dintr-o familie de oameni bogați, negustori, care însă au murit datorită unei epidemii de ciumă. El îmbrățișase cariera militară, însă a trecut repede la noua religie, la creștinism, ceea ce l-a făcut pe imperatorul Diocletian să-l închidă. A stat cu masă și casă gratuit de la imperator, până când a fost eliberat de noul imperator, de Constantin cel Mare. A profitat de relațiile de familie. Avea un unchi care era episcop. Acesta l-a ajutat să intre în cinul preoțesc și să progreseze repede pe scara eclesiastică, devenind și el episcop. În această calitate, în 325 a participat la primul sinod ecumenic, cel de la Nicea. Acolo discuțiile au fost aprinse. S-a pus problema între recunoașterea Trinității sau revenirea la monoteism al filosofiei
iudaice, ceea ce nu era de acceptat. Nicolae, fiind mai militar, mai violent, i-a tras două palme lui Arie, care era cel care conducea curentul monofizit. Împăratul atunci i-a ridicat insemnele de episcop care îi dădeau dreptul să participe la sinodul ecumenic. Însă, legenda spune că însăși Spiritul Fecioarei Maria a venit, i-a redat insemnele, l-a readus în stare de episcop. A fost episcop în orașul Mira și acolo se spune că a făcut o serie de minuni. Prima din acestea e a celor trei virgine. Se spune că în oraș exista un bătrân sărac cu trei fete. N-avea bani să le dea zestre ca ele să se poată mărita. Aflând despre aceasta, Nicolae a luat o pungă cu bani și a aruncat-o noaptea pe geamul bătrânului. Acesta fericit a măritat prima fată. A doua noapte a procedat la fel. E, bătrânul uimit s-a așezat la pântă. A descoperit că cel care arunca bani era Nicolae. Nicolae atunci l-a rugat să nu dezvăluie taina și să o prezinte ca o minune. A doua întâmplare deosebită a fost aceea că el s-a rugat la capul unor copii bolnavi. E aici, într-adevăr, e o minune, pentru că acești copii s-au vindecat. S-au sculat din pat și s-au vindecat. A treia a fost că, aflând că există o stare de foamete în Pera, în Constantinopol, el a oprit niște încărcături cu grâne și le-a trimis în acele orașe. A patra chestiune legată tot de minuni, că a fost o furtună cumplită în zona aceasta a Levantului, unde sunt multe stânci, multe grote, și atunci el s-a rugat pentru oprirea furtunii și pentru aducerea în ajutor a populației esenienilor, unii din primii creștini, care i-au salvat pe Marina. De atunci a fost numit Sfântul Marinarilor. A fost o chestie extraordinară să se oprească fântâna și să vină oamenii pe țară, să fie salvați de rugăciune Sfântului Nicolae. A mai făcut ceva. A mers în temniță și s-a rugat pentru cei care furaseră. Mulți s-au căit. De atunci a devenit protectorul poliției și al hoților. Au fost multe povestite de Nicolae, trecute în Cartea Sfinților, scrisă de înalt preasfinția Sadositei. A murit. Era foarte cunoscut atât în lumea orientală, cât și mai puțin în lume. În lumea occidentală ajunge să fie cunoscut, mai ales datorită crucigaților, care
preiau figura găsită în drumul lor și o aduc acasă. În lumea orientală, un rol deosebit l-au avut preoții atoniți care, prin drumurile lor lungi, au făcut ca figura lui să fie cunoscută. Dar a apărut iconoclasmul, distrugerea icoanelor. În această situație, cu totul aparte, este distrusă și pictura de Chevalet și pictura murală pe pereții bisericilor și oarecum se micșorează influența și cunoașterea figurii Sfântului Nicolae. Dar aici intervine harul poporului român, care atunci ocupa o suprafață mult mai întinsă decât România de azi. Gândiți-vă numai la cei din sudul Dunării, la Macheto român, la Megleno român și așa mai departe, la Fâșeroți. Am scris o carte în ultimul timp în care am vorbit despre personalitățile acestea. În lumea aceasta, creștinismul se răspândește prin apostol și în preluarea de către oamenii de rând. Deci, are caracter apostolic și popular. Și aici apare Sfântul Nicolae, care este de esență atonită, pentru că el este adus de al doilea mitropolit al românilor, de la Athos, din Cutlumuz. Este pictat la Cutlumuz și acolo deisisul nu arată, cum spune Daniel Barbu sau alți din ăștia care habar n-au de istoria artelor, dar datorită, nu știu căror carențe politice, încearcă să spună că deisisul arată o închinare a lui Nicolae Alexandru față de catolicism. Habar n-are ce scrie. Am arătat într-o carte despre pictura brâncovenească această chestie. Foarte clar, foarte clar este că acest deisis pune problema relației cu Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae este într-adevăr un sfânt care răspândește ortodoxism. Dovada în acest sens este că primele și marele biserici ale românilor sunt biserici care au ca hram Sfântul Nicolae. Gândiți-vă dumneavoastră la bisericile din Oltenia, la un turnul Severin. Eu am scris ultimul și cel mai bun studiu despre cetatea Severinului și am arătat că acolo bisericile sunt ortodoxe și închinate Sfântului Nicolae. Gândiți-vă la Vodița, la Tismana, la Bumbești, gândiți-vă la Strehaia. Gândiți, am fost la Strehaia recent pentru cenotaful lui Mihai Viteazu. Gândiți-vă după aceea la cea mai mare și mai frumoasă biserică ortodoxă din sud-estul Europei din secolul XIV, Biserica Sfântului Nicolae din Curtea de Argeș. Sunt niște monumente remarcabile.
care sunt închinate de domnii basarabi și mai ales de ramura drăculeștilor, cea mai puternică din rândul basarabilor, Sfântului Nicolae. Au toate ramă Sfântului Nicolae. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să țineți seama și de altceva. Trebuie să țineți seama că și în Moldova primele biserici domnești ale mușatinilor, cele de la Rădăuți, au ca hram tot Sfântul Nicolae. Ori acest arc peste timp nu este întâmplător. Probabil, dacă se ține seama de uniforma neagră a gărzilor dintr-o parte și din alta, dacă se ține seama de legăturile de rudenie între cele două familii, dacă se ține seama de modul în care s-au ajutat, atunci, sigur că trebuie să puneți problema unei înrudiri a celor două mari familii domnitoare, dovedite prin hram, dar și printr-o serie de alte documente. Este o chestiune extraordinară. Gândiți-vă dumneavoastră și la faptul că Mihai Vodă Viteazul cumpără în 1599 o mâna dreaptă a Sfântului, care devine moaște pentru Biserica Sfântului Nicolae din București. Ulterior e Biserica Sfântului Mihai. Mă rog, nu vă spun, comuniștii au crezut că această biserică ar fi fost ridicată de Sfântul Mihai, doreau să o dărâme, noroc că s-a intervenit întâi și Ceaușescu, în mintea lui, n-a dărâmat-o pentru că eu săpam la un cimitir de ciumați, ciumații lui Caracea, el se îndrepta spre biserică să o vadă, eu nu i-am dat mâna spunându-i că nu vă pot da mâna pentru că sunt într-un cimitir de ciudați și a fugit în toată viteza care îi oferea Mercedes-ul și așa a scăpat biserică. Vă spun un fapt real, dar vedeți dumneavoastră, mai sunt și alte întâmplări. Aici este o altă chestiune la care pontiful Urban al II-lea contribuie din plin. Acest pontif, creator al cruciadelor, oferă mitropolitului Efrem din Kiev o moașă, o parte a trupului Sfântului Nicolae. A fost un act extrem de important, deoarece venea imediat după Marea Schismă din 1054. A încercat să împace confesiunea de Est cu cea din Vest. Vedeți dumneavoastră, Kievul atunci era centrul Rusiei, centrul credinței ruse. Era un oraș splendid, cu lavra pe Cerska, cu o mulțime de alte minuni. Și acest oraș poate să contribuie la o diminuare a cercurilor din Orient și Occident. Este o situație cu totul și cu totul deosebită.
Moscova nici nu exista atunci. Era, mă rog, un sat undeva în păduri. Moscova se va ridica mult după tătare, de fapt nu după tătare, după mongoli, pentru că există două popoare diferite, mongoli și tătari. La noi, toți oamenii ăștia de cultură fac o confuzie deosebită. Vedeți dumneavoastră, Mihai Viteazul aduce această moaștă. Moașta nu prea s-a văzut. Este în primul rând o casetă. O casetă din argint aurit, care are pe capac, pe Sfântul Nicolae, care e în picioare, are în mână Evanghelia și cu mâna dreaptă binecuvântează oamenii. Sunt patru cleme, patru balamale care închide, se deschide și înăuntru, pe un suport de catifea, vă spun ca un om care am văzut-o. Da, a fost văzut în 1969 datorită părintelui Didi Ilescu și acum vreo 3-4 ani datorită părintelui Cărămizaru de la Sfântul Gheorghe Nou. Unde este caseta? Înăuntru este mâna dreaptă cu degetele aranjate în formă de cruce, să faci cruce. Vârfurile degetelor, acestor trei degete, sunt mutilate. În rest, mâna este îmbrăcată într-o foiță de aur. Se spune de către oamenii vremii că Mihai Viteazul a dat 3.000 de taleri venețienilor ca să cumpere această moaște. Vă întrebați cum a ajuns. Ia moaștele Sfântului a fost întâi la Mira. Acolo a fost îngropat. Marinarii venețieni și din Bari, auzind că acolo vin arabii, au organizat o grupare de pirați, ce știau ei mai bine să facă, s-au dus în Mira și au luat de acolo oasele mari ale Sfântului. Ca să nu rămână mai prejos venețienii, au venit și au luat și restul oaselor și le-au dus acasă. La Bari, Urban al doilea a ridicat o biserică specială, pontiful Urban al doilea, o biserică specială pentru acoperirea moaștelor Sfântului Nicolae. De aceea a rămas numele Sfântului Nicolae din Bari. Restul moaștelor s-au dus la Veneția și, cum Evul Mediu, a fost o perioadă de tranzacționare a moaștelor, să vindeau ca la piață și venețienii le-au vândut unde a putut. Și așa a putut Mihai Viteazul să cumpere mâna dreaptă care a dus-o în București. A lăsat-o întâi la Sfântul Nicolae, de unde a fost mutată de Cantacuzin la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Această mutare s-a făcut în timpul lui Constantin Vodă Brâncovă. A putut să fie ascunsă de turci cu artă acolo și a rămas până în zilele noastre. Problema
mai mare este aceea că Sfântul Nicolae rămâne unul din marii sfinți ai românilor. Și v-am spus că, de pildă, bunicul meu, profesorul Nicolae Ciobanu, care era capitan în timpul primului război mondial, a fost Nicolae participant la luptele din 1917, a luptat între vânătorii de munte sub comanda colonelului Zizi Cantacuzino Grănicelu, a fost omorât datorită unei trădări a unor soldați bulgari, a murit în spital la Predeal, în mână cu o scrisoare de la mama mea și a fost decorat post-mortem cu nou apăruta decorație Mihai Viteazu, clasa a treia. Spre deosebire de bunicul domnului Marcel Boroș, căruia încă o dată îi mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe, a avut o singură decorație acest Mihai Viteazu. Bunicul domnului Boroș a avut 7 decorații, ceea ce poate că e unic. Rețineți aceasta ca să știți pe viitor. S-a mers mai departe de aici. S-a mers mai departe deoarece imediat s-a cerut sfințirea bisericilor și hramul Sfântului. Au fost apărate bisericile cu hramul Sfântul Nicolae, apărate de comuniști, îngrijite, reparate, s-au făcut eforturi, numai eu știu ce eforturi au făcut episcopii, credincioșii, pentru îngrijirea și apărarea bisericii. Și astfel, pentru români, în minte, în sufletul românilor, rămâne un mare sfânt. Un mare sfânt al apărării neamului. Și în momentul în care s-a pus problema rezistenței în fața armatelor sovietice, cei care s-au ridicat în primul rând în Consiliul de Coroană au fost purtătorii hramului Sfântului Nicolae. Ștefan Ciobanu, profesorul Universitar de Istoria Literaturii Române, a fost singurul și cel mai puternic vorbitor din Consiliul de Coroană din 26 iunie 1940, care a cerut în numele lui și al Sfântului Nicolae să fie apărată țara împotriva intrării aici a sovieticilor. A luat-o înainte de Nicolae Iorga, se vorbește de Nicolae Iorga, vorbesc niște ignoranți. Ștefan Ciobanu a fost primul. Și Ștefan Ciobanu a mulțumit Sfântului Nicolae, care a adus un profesor cu același nume, între ei să vorbească pentru rezistență. Într-adevăr, a fost marele sfânt apărător al românilor, care s-a păstrat, există, și trebuie să-i păstrați recunoștința pentru tot ce a făcut, pentru acel Sfânt Nicolae.
ridicat la Râiuți, locul de origine al domnului Marcel Boros, pentru ce a făcut pentru toți Nicolae care și-au vărsat sângele pentru țara asta. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule profesor. O scurtă remarcă, s-a pomenit de prea multe ori Marcel Boros aici, mă rog, acum laudele, nu știu că sunt așa de bune și meritate. Vreau să mulțumesc Maicii Starețe Deodora de la Poarta Albă, care ne-a adus personal icoana Sfântului Nicolae și o să mai rămân un timp la noi. Avem mai și o părticică din Sfintele Moaște. Acum, înainte de a ruga pe domnul profesor Vergade să ne spune ceva și despre minunea Sfântului Nicolae împăptuit de la Mărășești, probabil că toți dintre dumneavoastră poate cunoașteți, dar totuși o să trec un pic în revistă. La Mărășești au fost trei divizii românești foarte slab dotate, care s-au luptat cu 13 divizii nemțești. Generalul Mackensen anunță în seara dinaintea bătăliei că a doua zi la ora 11 va bea cafeaua la Iași. Cunoașteți că țara era cotropită de nemți, guvernul și corona a retras la Iași și practic Mărășești era doar un punct pe unde Mackensen și armata lui trebuiau să treacă. Apariția, minunea de fapt în asta constă, apariția pe cer a Sfântului Nicolae a făcut ca trupele române să iasă victorioase și astfel dintr-un moment în care însăși existența statului român era pusă sub semnul întrebării, cădea Mărășeștiu, practic cădea România, Sfântul Nicolae își duce minunea până la sfârșit și o mai multă ziua avem România mare. De asta o să vă rog, domnule profesor, vis-a-vis de informațiile pe care le aveți despre acest eveniment extraordinar al apariției Sfântului Nicolae pe cerul Mălășeștilor și o să rog pe domnul Olivian, dacă reușește la sfârșit, să pună pe laptop, căutăm pe YouTube, mărturia părintelui Ilie Cleopa despre această minune. Dânsul mărturisește în fața unor pelerini care veneau din Brancea despre aparițiile Sfântului Nicolae, spune și unde, spre Măgura Udobeștilor. Deci o mărturie a unui părinte pe care îl cunoașteți cu toții. Dar, domnule profesor, vă rog să insistați asupra minunii de la Mărășești, Sfântului Nicolae. Se spune că înainte de lupta de la Mărășești, o luptă extraordinară, comandată de mareșalul Prezan și aghiotantul său, colonelul de cavalerie Ion Antonescu, viitorul mareșal, pe cer a apărut o minune. A apărut crucea, curcubeu și figura Sfântului. Era o chestiune extraordinară care a fost privită de toți din armata română cu pioșenie. Pot să vă spun că am auzit, făcându-se declarații în felul acesta, de doi unchi de al meu, Marcel Olteanu și Ilie Antonescu, amândoi generali cavaleriști, că ăștia erau mai ciudați în luptă. Și ei atunci au fost îmbărbătați și au ordonat foarte clar, în luptă nu luați prizonieri, în luptă tăiați-i, scurt. A fost un ordin de care Marcel își amintea
Și Totoi spunea, tu l-ai dat prim, că tu erai nebun. Totoi era Ilie Antonescu. A fost o situație cu totul specială, să știți lucrul ăsta. Mai ales că domnul Boroș vorbește aici de divizii românești. Da, domnilor, doamnelor, să știți o chestiune foarte clară, că la Mărășești au luptat numai români. N-au luptat ruși. Asta să vă fie foarte clar. Există carte generalului de aviație René de Champ, intitulată Route sans horizon. Un om care a participat direct la luptă. Este o carte pe care eu o am, pot să vă pun la dispoziție. El și este un fapt real. În 1957, gruparea comunistă din Fruntea Țării, condusă de Gheorghe Udăș, ce s-a gândit în înțelepciunea ei să sărbătorească bătălia de la Mărășești. Și Gheorghe Udăș vine și ține o conferință în care elogiază trupele ruse care au luptat la Mărășești. Dar la sărbătoare participau spre ghinionul lui 20 de ofițeri francezi care luptaseră la Mărășești în 1917. Atunci ce poftiți? Sub Bertlo. Nu, Bertlo nu era acolo. Generalul Petit, care era conducătorul conducătorul generalilor veniți acum în 57, a cerut cuvântul. Și a spus, Monsieur le Président, le plus grand mensonge du siècle e cea mai mare minune a secolului. E cea mai mare minciună a secolului. Și e cea mai mare minciună. Rușii nu au participat la această bătălie. Dacă vreți, s-au remarcat printr-o singură acțiune, prin fugă. Au fugit de pe front. Le-a spus, și a spus-o lui Gheorghe Udăș în fața a zeci de mii de oameni care erau acolo în 1957. Am și publicat un articol în acest sens în magazin istoric și redactorul de la magazin istoric, Dorin Matei, a amânat foarte mult publicarea pentru că nu mergea pe linia comunistă pe care prăvălia asta istorie. Și a trebuit să se intervină direct de la ambasada, nu domnul, de la ambasada rusă. Noi publicăm pentru că alea erau trupe țariste. Poftim. Au găsit ei o soluție. Dar au publicat. Și l-am publicat cu ajutorul rușilor. Vă spun asta pentru că puteți găsi pe că în ianuarie ori 2019, ori 2020. Nu mai țin minte. Am 500 de articole. De unde se mai țin minte și-o pe toate? Asta a fost minunea de la Mărășești. Minunea a fost întâi apariția Sfântului. În al doilea rând, a crucii.
și a crucii ortodoxe, nu a unei cruci catolice. Și, pe urmă, a ajutorului care l-a dat această imagine pentru îmbărbătarea soldaților care au luptat cu un curaj și o pricepere extraordinară, învingând ceea ce nu se spune a aducerii de către german a unui mare chimist care venise ca specialist în atacul cu gaze. Pe acesta l-a omorât românii, este mormântat la Focșan și românii, cu toate acestea, au câștigat bătălii. Nu uitați aceasta. A fost o chestie în care, o luptă în care a intervenit Sfântul Nicolae. Puteți să spuneți orice, dar e o realitate care se verifică și care o datorăm și acestei credințe în divinitate. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Am mai tăiat multe din cele spuse, că... De. Mulțumim mult, domnule profesor. Înainte de a vă oferi posibilitatea de a adresa întrebări sau și eu, poate aveți intervenții, aș vrea, mai ales că astăzi sunt Sfinții Martiri Brâncoveni, să evoc pe filmul bunicului meu, pe filmul lui Ion Boroș, și anume Ștefan Ilinoiu, o figură cu totul remarcabilă a localității noastre, care și astăzi a rămas în mentalul colectiv ca un exemplu de vitejie și de verticalitate. Deci acest Ștefan Ilinoiu a fost arestat în ziua de Sfinții Martiri Brâncoveni și moare în închisorile comuniste. Gândeam la el acum de ziua Sfinților Brâncoveni și nu am vrut să îl evoc. Deci dacă aveți, domnul de doctor, îmi dau seama că vreți să spuneți ceva. E foarte greu să vorbești după ce un istoric de talia lui Radu Vergati spune atâtea amănunte despre Nicolae, Sfântul Nicolae, sau despre bătălia de la Mărășești și mai ales în prezența unui pictor remarcabil, ceea ce vedem noi aici, abia aștept să vizitez după ce se termină discursurile. Aș vrea să vă spun că două luni înainte de a muri Corneliu Baba, pe care l-ați amintit dumneavoastră că a fost dascăl, am făcut parte din o echipă așa de chirurgi care l-am operat pe Corneliu Baba. Formidabil. Aici, în Constanța. La București a fost refuzat de toate spitalele. În ce an? Nu mai știu, sunt când a murit el. Când pe sfârșitul vieții? Nu, cu două luni înainte de a muri. Deci cu două, da. Și avea o chestiune de nerezolvat, un fel de tumoră care îi prindea diafragmul. Dar am făcut o minune și i-am scos aici la Constanța tumora și nici n-a murit de această boală. Da. A avut o altă problemă la măduva spinării, cu o paralizie. Dar vreau să vă spun că l-am cunoscut și mergeam seara, dimineața, la dânsul salon și mi-a dat niște fotografii cu diverse opere, cum ai fotografia aceste tablouri. Și eu l-am întrebat într-o seară cum a fost cu tablourile care i le-a făcut lui Ceaușescu. Și el zice, în primul rând să știi că i-a cerut foarte mulți bani. Noi știam treaba asta, că i-a cerut lui Ceaușescu niște sume uriașe ca să-i facă tablouri. Și Ceaușescu a zis că le plătește. Dar s-a terminat totul cu un necaz. Nu i-a făcut. Pentru că, nu i-a făcut, da? Pentru că pe unul din tablourile pe care le executam Doamnei Ceaușescu, m-a miscălit de desubt Baba. Așa. Acest lucru când l-a văzut, când l-a văzut doamna Ceaușescu, că ar fi chipul, eu nu știu dacă era de o încercare sau era real. Real, da? Asta mi l-a povestit Corneliu Baba. După care l-am rugat, i-am povestit domnul Corneliu Baba. Mi-aș dori ca dumneavoastră, când vă faceți bine, să știți că noi doctorii, când e un om incurabil, îi povestim lucruri care le-ar face el în mai mulți ani.
ca să-i dăm un suflet liniștit în fața apropierii Eternului. Și am spus, dumneavoastră veți face bine și aș dori să faceți un tablou, ceva imens, pe un perete al viitoarei Facultăți de Medicină din Constanța, care e în campus, cu toată istoria medicinii, din antichitate până în vremurile noastre. Și pe o parte să fie a medicinii universale și pe alt perete a medicinii românești. Și am început să-i spun eu ce vreau. Și m-a ascultat și m-a ascultat și știți ce mi-a spus la sfârșit? Să știi că n-am să fac nimic din ce spui dumneata, pentru că noi pictorii facem ceea ce ne spune nouă Duhul nostru de artiști. Așa. Am rămas uimit, vă dați seama. M-a blocat. A spus, noi avem un simț al nostru fantastic. Eu voi face o istorie a medicinei, ce cum am făcut istoria pașilor pierduți la Universitatea din Iași, în care am făcut niște cai, niște alte chestii și așa. Nimic din ce au gândit ei. De ce? Pentru că noi, artiștii, avem un simț al nostru, avem ceva, un Dumnezeu în sufletul nostru, care ne spune cum să facem. Am vorbit cu dânsul mult, a plecat destul de bine după vreo 7-10 zile. Noi știam că nu va putea să reziste intervenția care i-am făcut-o. Dânsul și-a dorit foarte mult acest lucru și a avut niște probleme, alte probleme, cu măduva spinării, nu intru în amănunte din acestea. Ce vreau să vă mai spun vis-a-vis de credința mea. Recent, împlinindu-se 100 de ani de la Trianon, am scris o carte, Codex Aureus Medicorum Daco Romanorum, despre care a scris profesorul Radu Vergati, mai multe materiale în diverse reviste, mi-a adus acum două reviste și în seara asta sper să-l răpesc și pe dânsul și pe doamna, să fie oaspeții mei. Nu vă spun cum descurc discuțiile mele cu Radu Vergati. Eu îi spun ce a fost cu Tudor Vladimirescu nu știu unde și urmează 30 de minute, dacă nu mai mult, în care îmi dă 1000 de amănunte despre evenimente. Păi deci, Olteanu, da. Ultimul popor migrator a fost oltizii. Mai înainte de cepizi. Dar vreau să vă spun că acolo la Mărășești și în general în anul ăsta 1970-1918 a fost clar o intervenție divină. Am scris și eu un material în cer iertare că am zis în anul 1918 Dumnezeu a fost român, care l-am publicat la Iași. Deci nu vă puteți, nu ne putem imagina cum s-a întâmplat ca să avem vreo 40-50 de mari politicieni. De asta mai erau simultani, Iorga, Titulescu, Argetoianu, Brătianu, toți ăștia mari în aceeași. În același moment, al 1917, aceiași mari politicieni au apărut la Chișinău. Domnul Dorin Popescu, care știe multe despre Basarabia noastră, știe mai multe despre Ovidiu, cred. În același an au apărut niște creștențe de astea culturale fantastice la Cernăuți. Anonu, mari politicieni, mari doctori. Dumnezeu, cum i-a rânduit Dumnezeu? Cu puțin înainte de evenimentele astea din primul război, războiul ăsta de întregire, trăise Eminescu, care scrisese de la Nistru până la Tisa și unificase deja limba. E pare de neînchipuit. Se întâmpla ceva dumnezeesc. Am să vă spun ceva care este absolut dumnezeesc. În anul 1917, toamna, americanii nu înțelegeau cum poate pleca Ardealul din Austro-Ungaria, care era o țară dezvoltată, cu multe popoare, să se ducă să se unească cu o țară, cum era țara românească și Moldova. Mult mai puțin cunoscută în America decât Viena, să zicem. Muzica vieneză, cultura, bogăția Austro-Ungariei. Cum să luați voi Ardealul? Noi n-aveam ambasadă încă în America, în SUA. Și Brătianu, care era un politician, nu vă spun ce calibru avea, tot atunci l-a adus și pe ăsta Dumnezeu, Brătianu a chemat la el un coleg de-al meu, chirurg, profesorul Angelescu, despre care domnul profesor a scris multe pagini. Am scris și eu ceva despre el. Profesorul Angelescu, care a fost ministru în guvernele din perioada interbelică, dar vreau să vă spun, l-a chemat la el și a spus, n-am niciun ban. Dumneata ești bogat. Era căsătorit cu fata lui Monteoru, era unul din mari bogătași Angelescu ăsta, prin căsătorie.
Te rog să pleci ambasador în America. Nu-ți dau niciun ban. Și să schimb mintea președintelui Americii. Nu credeți că Dumnezeu l-a îndemnat pe Brătianu să-l cheme pe chirurgul ăsta care era profesor la Colță, ministrul lucrărilor publice? Apropo de ce facem noi acum, în perioada de neutralitate, Angelescu a făcut 400 de spitale pentru război. 60 de trenuri sanitare care aveau un vagon care era sală de operații și un vagon care era farmacie. 60 de trenuri. Multe ni le-au luat rușii, nu intru în amănunte, dar sunt în codexul ăsta care l-am scris. Vreau să spun că a plecat în America și l-a primit președintele Americii, care nu digera ideea că Ardealul ar trebui să fie al unei țări mult mai necăjite, cum era Moldova și Țara Română, România de atunci. Și i-a schimbat mintea. Nu credeți că Dumnezeu, divinitatea, a intervenit? În 3 luni l-a schimbat Teodorov ăsta. Am în carte fotografii cu el primit acolo și faptul că a plecat cu mulți bani ai lui să deschidă o ambasadă și neavând nicio clădire, s-a dus la un hotel și a închiriat un etaj și a spus aici va fi pentru câte zile, l-au întrebat ăia și câte persoane. Ăsta avea atâția bani și atâta forță de a dărui României ceva. A fost un an astral. Binecuvântare Dumnezeu, războiul ăsta nu se va repeta. Ce s-a întâmplat și la Mărășești și peste tot. Și el spune, închiriez tot etajul care devine ambasada României. După care s-a întâlnit cu românii din America și le-a spus, voi vă uniți ortodoxii din America cu ortodoxii din România. Înainte de unirea de la 1 decembrie, Angelescu ăsta a făcut unirea ortodoxilor, ardeleni cu ortodoxii din Ungrovaria, cum se duce atunci. Nu e fantastic, nu e dumnezeiesc? A fost ceva divin ce s-a întâmplat în războiul ăla cu apariția României Mari. Bună idee. Și întâmplarea care a povestit-o domnul profesor cu acest laureat al premiului Nobel, Eduard Buchner, care a venit în calitate de major, pentru că împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, se mira cum de nu au reușit să treacă de Mărăși, Mărășești și Oituz. Și a venit personal pe front și am fotografii în carte cu Wilhelm la Odobeș, cu un binoclu, și întreabă pe un neamț cum se numește râul ăla și cum se numește pământul de dincolo care n-ați putut voi să-l luați să vă beți cafeaua la Iași, cum a spus domn profesor. Și el a spus, nu știu dacă am întrebat pe român cum se numește și mi-au răspuns, este pământ nepângărit. Adică ne lua de nemți. Și zice, dar dacă ei ar trece peste noi, cum s-ar numi? S-ar numi despângărit. Așa îi traduceau românii neamțului. Pământ nepângărit și pământ. E fantastic, nu e așa că era mâna lui Dumnezeu pentru România asta mare? Pământ nepângărit și pământ despângărit. Și s-a uitat cu binoclu și a zis, trebuie să trecem peste ei, trebuie omorâți toți. Pentru că ăștia luptau în cămăși, celebrul război al cămășilor. Nu mai avea nici arme și plecau așa. Văzuseră crucea, văzuseră pe Sfântul Nicolae. Și zice, singura soluție este să dăm cu chimicale, să îi radem pe toți, să putem trece spre Iași. Mai aveau 3 județe, vă dați seama, și ei cuceriseră Europa. Rușii plecaseră și îl roagă la universitate pe laureatul premiului Nobel în chimie, Eduard Buchner. Vii la Mărășești. Ăsta se urcă în Germania, ei se dă gradul de major domnului profesor. Era profesor universitar la Rozara și chimistul vine pe front. Ce a spus domn profesor? Eu mă și mir că le știe pe toate, că se bagă în domeniile noastre, ale doctorul. Și vine ăsta acolo și românii reușesc să arunce o grenadă în ăsta, care era comandantul unor trupe și se mișca prin spatele frontului, cred că aranja lucrurile, că nu s-a păstrat scris, era secret pe de-asta. Și vine unul și aruncă în coapsa stângă o grenadă, i-a făcut o plagă atât de mare, s-a infectat și în 3 zile a murit. Nici n-au recunoscut nemții că e la noi. Dar mormântul este la noi, la Focșani, al maiorului Eduard Buchner. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în pământ românesc n-avem niciun român laureat al premiului Nobel. Avem înmormântat un neamț.
la Focșani. Că românul nu pierde. Părintele Facultății de Medicină din București, care era chimist, a predat chimia la studenți, Carol Davila, când le-a predat despre decoloranți la studenți, a vrut să le demonstreze că în clor se ia orice culoare. Și avea pe masă, vă-l imaginați cu studenții la medicină, un ziar care se intitula Românul. Și a cerut asistentului să aducă un recipient în care să pune o soluție de clor. Și el va băga ziarul și se decolorează. Asta demonstra el studenților mediciniști. Cum ia clorul culorile. Și a rupt o bucată din ziarul Românul, chiar titlul, și l-a băgat în soluție. Spre surprinderea lui, după 10 minute, a scos și scria tot Românul pe el. Și concluzia lui Carol Davila a fost: Românul nici în clor nu piere. Vă mulțumesc foarte mult și nu mai continui. Mulțumesc, domnul profesor. Mulțumesc. Ave dive, să ne dea. Domn profesor. Domn profesor este... Să rămână. Domn profesor este o comoară. N-am auzit că vine... Dacă se termine, să termine. Iar pe la domnul Goroș trec adesea pe aici la dumneavoastră. Dacă mai dorește cineva, vă rugăm. Dacă aveți întrebări, da? Vă mulțumesc. Vă rog, poftiți. Poftiți, veniți aici. Vă rog frumos. Poate spune... Nu am nevoie de laudă. După domn profesor. Da. După domn poftiți. Profesor, după poftiți. Dumneavoastră, doamna Despina. Mulțumim. Dumneavoastră, domnul Marcel. Bunicul meu a luptat la Turtucaia. A scăpat din încercuire. Sunt emoționat, mă scuzați. Noi toți suntem. A trecut Dunărea în nopt. Avea asupra lui o Biblie. Iar din paginile Bibliei, când cei patru copii ai lui, pentru care și tata, au plecat în al doilea război mondial, i-a dat câte o pagină la fiecare și le-a zis să nu violați, să nu furați, să nu faceți fapte urâte și veți veni pe picioarele voastre. Tata a fost rănit de 3 ori, foarte grav, de la Sevastopol, de la Odessa, până la operațiunea de preținere Nirechaza, a fost decorat cu serviciu credincios cu spade și alte ordine și medalii. A trăit 90 de ani, iar eu am încercat să-i continui tradiția. Am fost grănicer, oficial la marginea țării, oficial de grănicer, da. Ce grad? Ultimul de ofițer superior. General? Nu, ofițer superior este colonel. Generalii nu sunt ofițeri. Generalii sunt generali. Și mi-am adus aminte de ce a spus stimatul domn profesor, de generalul Zizi Cantacuzino, care din bani proprii și-a vândut o moșie și a cumpărat mitraliere cu care a dotat unitatea lui care a luptat. Așa prestigiu a avut generalul Zizi Cantacuzino în fața inamicului, își inspecta trupele călare pe cal în linia întâi pe frontul din Moldova, iar mareșalul Falkenhayn și cu Mackensen a dat ordin ca niciun lunetist să nu-l împuște pe generalul Zizi Cantacuzino. La moartea lui a avut parte de funerare naționale, deși îmbrățișase credința în politică devenise legionar. Deci s-au întâmplat minuni și se mai întâmplă minuni. Am dorit să se întâmple minuni și acum cu poporul nostru, să iasă din negura în care a fost aruncat și noi zicem că a fost aruncat cam de prin 1989, sure. Când atunci s-au făcut aranjamentele pentru peste capul nostru, peste mulți ani și nu știm ce va fi. Dar dacă toți încercăm să educăm copiii noștri și nepoții noștri, poate se va ivi din nou pe cerul României Sfântul Nicolae și va salva acest popor și această țară. Vă mulțumesc! Dacă aveți dorința, numele dumneavoastră vrea domnul profesor. Eu vreau să vă spun altceva, domnule Coloane. Da. Poate că dumneavoastră
în calitate de grăniceri, a trebuit să amintiți că în 1941, la Odessa, grănicerii au fost aceia care au salvat viața generalului Iacobici. Grănicerii știau limba, ei fiind pe fluviu, pe Nistru. Da. Și în momentul în care Iacobici a venit la sediu comandamentului românesc, unde neglijenția au intrat fără să verifice clădirea, au venit 2-3 dintre grănici și au spus: nu intrați, clădirea este minată. Iacobici atunci a spus că el era superstițios, că îi se bate ochiul stâng, s-a suit în mașină și a plecat. Rezultatul a fost că peste o jumătate de oră a sărit în aer clădirea. Pentru că n-au fost ascultați grănicerii. Grănicerii erau primii care au intrat în Odessa. De ce nu spuneți asta? Astea au fost trupele. Deci grăniceri. Cavaleriștii lui Marcel Orteanu și grăniceri. Ei au cucerit Odessa. Deci, și ce să vă spun? Că a plecat din Odessa flota rusă pentru mine și pentru Kozlinski a fost inexplicabilă. Cum Dumnezeu intră trupele române, intră artileria și flota sovietică pleacă. Vă explicați? Nu dețin toate. Dumneavoastră dețineți. Vă spun. Deci, în istoria poporului român sunt pete negre, ca și în istoria armatei române, care au fost băgate sub preș și n-a fost bine să fie băgate sub preș, fiindcă cele mai mari pierderi în 8 luni de la declanșarea războiului din 1916 până la începutul în 1917, România a pierdut 10% din populația țării datorită luptelor care au avut loc. A fost cele mai mari pierderi din primul război mondial. Și să mai spune, domnule colonel, că niciun soldat român nu a luptat la Stalingrad. Soldații români au luptat la cotul Donului. Da, da. Așa. Chestiunea cu Stalingradul e o chestiune politică de despăgubire. Asta s-o spune stare, cum a spus și acum altceva. Eu personal am un unchi, capitanul Lelius Vergati, care lupta în unitățile comandate de generalul Petrică Teodorescu, care a murit pe 19 septembrie 1942 la cotul Donului, unde a fost lovit de un obuz de brand sovietic. Și făcuse o breșă în liniile sovietice, iar soldații au strigat în urma lui: mergem până în cer după domnul capitan Vergati. Deci exista o comuniune, Exista. Deci 400 de vânători de munte au fost decorați cu crucea de fier, cea mai înaltă. El a fost decorat, este în monitorul oficial, este în arhivele militare de la Pitești, Lelius Vergati este decorat cu Mihai Viteazul, clasa a treia. Da. Lumea nu prea știe ce e cu gradele astea. Mareșalul avea gradul 2 și Stalin avea gradul 1 de la... Generalisimă. Deci el și cu Eisenhower. Vreau să vă spun câteva lucruri despre militarul român în al doilea război mondial, că
vorbim despre tradiții. În 1959, când s-a sărbătorit 10 ani de la înființarea tratatului NATO, generalul Speidel, care comanda trupele NATO, a fost întrebat de presa militară străină care a fost cel mai bun soldat aliat al germanilor. Și a zis, italienii, finlandezii, slovacii, croații, nu au ghicit niciunul. Și la care generalul Speidel a spus, soldatul român, bine instruit și comandat, este cel mai bun soldat după soldatul german. Deci lucrurile acestea sunt consemnate, sunt scrise și vreau să vă spun că și în vremurile care au urmat pe urmă după tratatul de la Varșovia și în timpul tratatului de la Varșovia, România a avut o notă aparte, n-a vrut să facă manevre militare pe teritoriul ei, dar până la urmă, în 89, s-au făcut manevre neconvenționale cu... Sunt multe de spus, nu vreau să vă răpesc din timp, sunt lucruri... N-are rost. Stăm de vorbă altă dată. Altă dată vom sta de vorbă. Eu sunt onorat de prezentarea făcută de domnile voastre. Dacă luați revista Frontiera, găsiți numele meu în fiecare număr. Să știți că este și online și o citesc. Și n-ați găsit numele, nu? Ba da. De aceea am și venit. Dar... Da, sunt multe de spus. Eu vă mulțumesc pentru clipele pe care mi le-ați acordat și nu vreau să monopolizez discuția, dar a fost ceva din suflet pentru acest eveniment. Să trăiți! Imediat vă dau eu. Dacă mai sunt întrebări, vă rugăm. Poftiți? Da, mulțumesc. Două aspecte. Vă rog. Două aspecte. Ușor. Numesc Mihai Antoniac. Am văzut aici niște personalități remarcante. Și vreau să subliniez legătura cu primul război mondial, al doilea război mondial, al treilea care este în desfășurare acum. La toate aceste războaie sunt planificate în niște laboratoare. Primul război mondial, știm, retragerea guvernului la Iași, nu întâmplător s-a făcut atunci, pentru că erau invadată piața de capital cu subvenții pentru clădiri, pentru astea, erau în București, deja erau construcții făcute. Și ca să nu bombardeze Bucureștiul, să invadeze, ei s-au retras. Dar au găsit acolo, la Mărășești, Moldova, care e luată istoric, luată de la războaiele daco-romane. Romanii au venit, au cucerit, dar nu au mai mers mai încolo, că și acolo erau bogății. Ucraina, avem destule, sarea și restul. Au luat, au fugit, dar Moldova a rămas întotdeauna un pilon, chiar și împotriva islamului. Deci avem Ștefan cel Mare, tot acolo. Acum, la fel, deci frontul se duce tot aici, pe frontul ăsta, aici este o barieră de a trece. Adică de a trece dincolo între două civilizații, adică între două rămășițe ale trecutului. S-a vrut la Mărășești să se facă o catedrală. Ei, tot așa s-au opus oculta și restul aranjamentele astea și s-a făcut un monument, care acolo este de fapt un osoar, o catedrală mare unde sunt oameni care ai ca morminte, într-adevăr, care te uiți acolo, te pierzi în numele care s-au servit, așa cum s-a mers cu pieptul la baionetă, om la om s-au bătut acolo. Bineînțeles că au venit cu tehnica nemții, ca și acum, ca și peste tot, vine cu tot felul de gaze, de injecții, de tot felul și ne diminuează. Dar noi suntem un popor nemuritor în istorie. Deci noi nu murim de nimica. Ce poate să ne lovească pe noi la dragoste? Nu mai avem dragoste față de credință, de modelele acestea. De ce avem modele? Ăștia sunt bătrâni. Nu mai avem modele. La ora actuală suntem așa de încruntați și de nu ne respectăm unii pe alții. Măi, e mai bătrân, eu știu mai multe. Pur și simplu ne întoarcem cu spatele la istorie. Uităm istoria. Dacă nu promovăm prin școala aceasta, prin convenanță,
prin alte școli, prin alte mijloace, să promovăm istoria și dragostea de neam și de țară, nu face nimic. Nu câștigăm niciun război. Îl pierdem din start. Mă iertați pentru cuvinte. Vă mulțumim. Cu tare bună. Mulțumim. Mai aveți întrebări? Sunt cunoscători în artă plastică în această sală? Nu, pare rău. Îmi pare rău. De la Balcic, chiar așa atmosfera de la Balcic creează culori. Balcicul a fost, e un studiu puternic al meu, al Balcicului. Mă scuzați că nu mai brădic, stau și eu așa. Așa. A fost un studiu puternic, am stat în Balcic vreo două săptămâni, timp de un an, doi, acum în urmă. Am făcut vreo 30 de lucrări. Lucrări care au fost prezentate la un congres al doctorilor Olte, domnul doctor este aici, este unul, și Olte ai da. Există un doctor la noi în Oltenia, se numește Dan Ghiță, așa, care a fost și președintele Asociației Culturale Fii și Prietenii Romanațului, al cărui membru de onoare sunt, și am avut ocazia de două ori să le expun la congresul doctorilor, congres balcanic, așa, unde vă dați seama, eu nu expun așa oriunde. Nu. La oameni care se pricep, adică nu mai vreau admirație, da? Oameni care pot să am avut o discuție cu ei, așa. Cabinetele doctorilor, vă spun, sunt pline de lucrările mele. Cabinete particulare, așa. Lor le-a făcut o mare plăcere să discute cu mine. Sunt doctori care cunosc ce să mai discutăm, au fost în diferite colecții și știu despre ce e vorba. De aceasta am pus o întrebare, dacă puteți să-mi puneți niște întrebări. Deci, tehnica mea este dată de Corneliu Baba, așa, și mi-a spus tehnica, ia tehnica mixtă. Deci tehnica mea se numește tehnica mixtă de la Corneliu Baba, vă spun. De la el a avut, deci tehnica mixtă înseamnă a folosi orice culoare, de la ulei până la tuș, până la, deci mai ales în portrete care să poți să redai figura omului. Portretele mele sunt fotografii, ca să știți. Portretul se numește, tehnica este suprarealistă. Deci asta vă spun, mi s-a spus în Elveția, unde a trebuit să fac multe portrete de copii și am fost nevoit să recurg la această tehnică. Fiindcă nu mulți oameni cunosc adevărata tehnica picturii și atunci trebuie să recurgi la tehnica fotografiei ca să o înțeleagă. Dar ăștia nu-și dau bani ca să orice tablou, vă dați seama. Așa, vă mulțumesc. Dacă mai vreți să mai mă întrebați, da? Unde ați făcut liceul? La Ionița San din Caracal. Acum sunt mulți absolvenți. Deci eu am avut... Care n-au liceu, de-aia. Ah, da, era liceu ca liceu. Unde, Caracal? Deci, da, eu am făcut liceu stând la bunici și având părinții în București. De aceea eu în fiecare vacanță, părinții mei au fost ofițeri, ca să știți, tatăl meu, al doilea, primul tată al meu, Dobrescu s-a numit, a fost, a avut de, a, Mihai Viteazu și a plecat în munți. A plecat în munți, 3 ani de zile, nu mai discutăm. A trebuit să-mi schimb numele, fiindcă nu mai mă primea la școală. Asta a fost. Deci de mic am avut succese, dar cu timpul le-am rezolvat. Al doilea tată a fost extraordinar, a fost militar, a fost șeful Catedrei de Tactică General Academiei Generale. Da, se numea colonel Chiringu. Da. Poate domnul Grănicel a auzit acest nume, Arme Întrunite. El a participat la multe aplicații sovietice cu românii și le făceau românii noștri. Ei, și să ziceau că rușii le fac. Deci cine a fost ofițer știe despre ce e vorba. Da. Așa. Bunicul meu a fost la fel comandant de unitate 19 infanterie din Caracal în timpul al doilea război mondial, când regimentul a plecat în Tatra, el a rămas comandant la partea sedentară, fiind rănit în Rusia la Cotul Donului. Da. Într-un mare noroc,
a putut să fie salvat, deoarece au o baltă de sânge, domnule doctor, ambii plămâni percutați, vă dați seama, aduci, e păcut, deci a fost un miracol. L-a adus flotila de avioane, escadrila albă, Nadia Russo a fost, a pilotat avionul până la Tiraspol și la, l-au adus la Brâncovenesc, era generalul Iacopol, dacă am așa ceva, care l-a... Iacopovici, așa domnule proctor, care, nu știu, minune a fost. Asta a fost minune dumnezeiască să te aducă după front într-un lac de sânge, bă, plămânii percutați, să mai trăiești. Acum, dacă era la vremurile noastre, era... Da, și Avramescu a fost adus din Crimea de Șerban Milcoveanu. Da. Dați o carte de... Vă dau, domnule. Apropo de cine spune că de mic copil nu știu ce făcea, da. Am citit un articol că în anul 3000 toate povestirile vor începe așa. De copil îmi plăcea orezul. Să fie ăsta viitorul mai târziu. Orezul. Am glumit că mi-a spus ceva de, de mic copil ce făceați. Zice că așa o să înceapă povestirile. Eu nu cred. Eu cred în renașterea poporului român, sunt un fel de admirator al lui Puric, care foarte spune că frumos. Noi ne naștem din nou. Nea Vasile, să dea Dumnezeu să ai. Așa îmi zice Nea Vasile, care pot să-i zic Nea Radu, îi zic domnul Bergati. Da, da, da. Da. A fost o seară frumoasă, o seară în care am avut de-a face cu niște oameni care au înțeles mesajul serii noastre. Mi-a plăcut foarte mult. Vă doresc în continuare o seară plăcută, cu tot dragul, multă sănătate și multă fericire. Mulțumesc.